Polițiștii de la Transporturi Maritime au acționat pe linia prevenirii și descoperirii infracțiunilor vamale în domeniul exportului de material lemnos. Au fost verificate 20 de exporturi de cherestea efectuate de două societăți comerciale din județele Hunedoara și Brașov. Rezultatul verificărilor, cherestea confiscată în valoare de 350.000 de euro. Exportatorii ar fi folosit la vamă documente din care reieșea faptul că greutatea containerelor expediate la export este mai mică decât cea înregistrată la cântarul operatorului portuar, dar și documente vamale sau de transport din care reiesc cantități mai mici decât cele găsite în mod real în urma controlului. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de cantități de mărfuri sau bunuri altele decât cele prezentate în vamă. Cantitatea de peste 700 de metri cubi de cherestea, cu valoarea de 353.500 de euro, a fost confiscată. Cercetările continuă.